Spectacol București.ro, dragi prieteni, cu o invitată cu totul și cu totul specială, doamna Oana Pelea. Suntem în cabină, am spus corect, suntem înainte de repetiția generală și vă mulțumesc tare, tare mult pentru această generozitate de a ne primi exact într-un moment în care toată concentrarea actorului trebuie să fie acolo. Pentru că mâine seară avem premieră, frumos, în septembrie, la Veneția. Avem premiera oficială, pentru că am avut bucuria și am jucat și la Timișoara și la Cluj, deja. Dar e premiera oficială, mă rog, în București. Și ne vom bucura de acest spectacol aici, la Arcub. Da. Sper un timp cât mai îndelungat, pentru că eu vă doresc din suflet acest lucru și am și certitudinea vârstei frumoase pe care o tot împlinesc spectacolele dumneavoastră. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Așa încât avem 24 de ani, cum mă tot duc, 15 cu scaunele, vreo 9 sau 10 cu Oscar. Care, iată, se reia și anul acesta, spre bucuria mea, și le spun tuturor părinților, când vor să își facă pe cel mic, pe cea mică, să meargă la teatru, să pornească cu acest spectacol. Da. Cred că e cel mai bun pas. Am și verificat, dacă tot are această vârstă, acest spectacol, am verificat cu copii ai colegilor mei și, într-adevăr, au rămas îndrăgostiți de acest spectacol și de protagoniștilor, ceea ce nu era greu să se întâmple. Da, dar mare succes. Și celelalte spectacole, chiar și Idolul și Ionana Poda, cel de aici, de la Arcub, să aibă o poveste frumoasă. Bună aici, adică mă simt bine și îmi face plăcere să joc aici. Chiar și v-ați lăsat așa din plin pe mâna acestei regizoare foarte serioase totodată, Mariana Cămărășanu, nu doar talentată. Eu nu mă las pe mâna nimănui, dar am colaborat foarte bine. Foarte bine. Da. Și tocmai, asta e atmosfera când sunt pregătirile, sigur că da. Da, e o regizoară care mi-e dragă și cu care m-am înțeles foarte bine. De ce ați ales acest text, care oricum am înțeles că nu va fi doar Teodor Mazilu, doar povestea lui, ci că plecați? E o adaptare, într-un fel, după Frumosie în septembrie la Veneția. Am avut foarte mare surpriză să vedem că e, nu că e actual, dar că atinge publicul în această, cum să spun, montare foarte tare. E o poveste frumoasă, e o poveste, noi am pus două coperți, dar nu vreau să spun mai multe ca să veniți să vedeți spectacolul. Am bucuria de a mă întâlni cu Mircea Rusu, pe care îl cunosc din institut, a fost studentul lui tata și ne știm de atunci, deci avem o viață împreună, cum ar veni. Și iată, în sfârșit ne întâlnim pe scenă. Ne-am mai întâlnit și înainte la Livada cu Vișinea alu Frunză. E o întâlnire pe care dumneavoastră ați provocat-o? Cum s-a născut acest proiect? Da, cred că eu i-am propus lui Mariana și Mariana a fost încântată să poată lucra și Mircea a acceptat. Da, pentru că avusesem deja experiența foarte, foarte bună de la Livada cu Vișii, cu el. Da. Cum e până la urmă? Mai bine, așa, trecând prin experiența acestui text și a personajului din acest text, visăm și continuăm să visăm. Visăm, ne împlinim visul și când ajungem acolo nu știm să ne bucurăm de el și ce avem de făcut. Ce semnal de alarmă ar trebui să ne tragă acest spectacol cu zâmbet și cu totodată? E de a trăi clipa, de a te bucura de momentul de față, de prezent și eu cred foarte tare că fericirea nu există, în sensul că fericirea noi o proiectăm undeva
acolo și cu cât te apropii de orizont, cu atât acest al fericirii, cu atât orizontul ăsta se îndepărtează, ca orice orizont. Și atunci singura soluție e să te bucuri în momentul de față și să trăiești în plin, în bucurie, în momentul de față. Și cu zâmbet. În bucurie. Corect. Da. Ce le-ați spune tinerilor? Pentru că mă gândesc așa, oricum sunt cei care vin și vă urmează. Vin să vadă un spectacol cu Ana Pelea. Ei sunt clari, sunt aici. Mai sunt cei care nici măcar n-au auzit de Teodor Mazilu sau mai sunt cei cărora le sună așa ca un ecou. Din vremea comunistă, nu. De ce s-au apucat să facă un asemenea spectacol? Păi, nu le spun nimic, le spun să vină să vadă de ce ne-am apucat să facem un asemenea spectacol și să, cum să spun, să vadă că nu are nimic de a face cu epoca comunistă. Adică nu despre asta e vorba, nu are nicio tangență cu asta, e vorba de un cuplu și de această căutare a fericirii și ce înseamnă visul și ce înseamnă proiecția și ce înseamnă nemulțumirea și ce înseamnă să spui te iubesc când nu e prea târziu și așa mai departe. Dar nu vreau să zic mai multe. Da. Deci e ca o lecție de viață. Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Să dea bunul Dumnezeu, nu știu. Dar e un spectacol unde se râde, unde mai se umeze și ochii. Cam cu de toate așa, da, ca în viață. Ca în viață. Alegeți spectacolele, textele devenite spectacole cu gândul ăsta de un mesaj, de o lecție de viață? Nu aleg texte bune cu regizori cu care îmi face plăcere să lucrez, texte care emoționează, asta pe mine mă interesează. Ca orice actor, cred. Da. Da, ați spus un lucru important, textul care vă emoționează, pentru că da. Ați putea, de vreme ce, hai să nu folosesc un termen prea dur, dar vă permiteți luxul de a vă alege spectacolele. Dumneavoastră ați mărturisit într-o întâlnire la Cărturești acest lucru acum vreo 2 ani, într-o întâlnire provocată de Ioric, de revista Ioric. Mă gândeam că totuși... Da. Ați fi putut să vă alegeți, nu știu, acele roluri top 5 pe care visează orice actriță care să le joace, nu știu, fiecare și are topul care său, Fedra, Electra, nu știu. Nu mi-am dorit niciodată niciun rol. Nu cred în top 5, cred că orice rol pe un text mare, vorbim acum, poate să devină top 5. Există bijuterii și pe texte mai puțin prestigioase și așa ofertante. Nu ține doar de asta. Sigur că textul e foarte, foarte, foarte important. Și regizorul, și actorul, și conjunctura, și publicul. Și atunci întâlnirea cu Mariana Cămărășanu cum s-a produs? Pentru că iată, e deja a treia... A patra? Da. Am greșit. Deci, întâi a fost Naum. Naum, corect. Numărat de-abia de la efectul razelor gamma asupra creitelor. Da. Idolul și Frumos în septembrie. E a patra. Da. Și toate spectacolele se joacă în continuare. Da. Ne-am întâlnit la Naum și acolo a fost o experiență extraordinară. A fost ceva mai mult decât un spectacol, pentru că am creat spectacolul împreună din textele lui Gelu Naum. Se joacă în continuare, rar din păcate, dar se joacă la un teatru. Și îmi face o plăcere enormă să joacă. Da. Așa cum cred că vă face și se vede acest lucru, efectul razelor gamma, e un amor de spectacol, da. Un moment special și ambele și premiate, pentru că până la urmă cred contează, nu? Sau nu contează și premiile? Contează, dar... Sau cel mai frumos premiu e că spectacolul reziste și are public de atâția ani? Premiul cel mai mare când scrie sold out de atâția ani, ăla e premiu mare. Înseamnă că n-am dat greș. Premiile contează pentru cei care...
cum să spun, pentru mine personal, un premiu contează pentru că așa află lumea de spectacol, dacă nu a aflat încă, și aduce lume din curiozitate și dacă pleacă mulțumiți, e bun câștigat. Tot din acest motiv alegeți să mai faceți și seriale de televiziune, să ajungeți mai aproape de public? Nu am un obiectiv. Am primit, cum să spun acum, invitația. N-am mai făcut de mult, dar sunt 10 ani. Acum am primit această invitație la 3+SEC, unde mi-a plăcut foarte tare scenariul și din cauza asta am acceptat. Da. Credeți că așa ar fi... Da. Eu zic că așa ar fi normal, dar în condițiile noastre de aici, ca un actor cu prestigiu Oanei Pelea, un actor ajuns deja, care a demonstrat tot ce se putea demonstra, așa ar fi normal să își poată alege de fiecare dată, da, când se urce pe scenă? Da, asta e ideal. Și asta ar trebui să fie, cum să spun... Să ai această libertate de alegere, numai că libertatea asta vine cu timpul, nu vine de la bun început. Și poate e bine că nu vine de la bun început, că nu știu dacă știam să aleg pe la 30 de ani așa, cu toate că și atunci cam m-a ajutat Dumnezeu și alegerile au fost bune. Ar fi ideal. Dar nu se întâmplă așa, cum bine am spus, și... Da, sunt un om, să spunem, norocos. Ați avut și astfel de momente în care n-ați fi vrut să intrați într-un spectacol? Niciodată, nu. Dacă nu am vrut, am spus că nu pot și că nu e contra cœur, și chiar când eram angajată la Bulandra. Mi-am asumat, am fost sancționată, cum e sancționat, dar nu am intrat în spectacole în care nu cred. Că se vede, nu? Nu numai că se vede, dar am senzația că mă îmbolnăvesc fizic. Adică gândiți-vă că un actor căruia nu-i place în ceea ce joacă, seară de seară să fie obligat să parcurgă 2 ore din viața lui într-o conjunctură în care nu se simte bine și nu e în apele lui, duce la boală. Și nu crede. Și nu crede. Pentru că partenerul dumneavoastră din Oscar și Tanti Roz, Marius Manole, spunea la un moment dat într-o emisiune că este cucerit că joacă cu dumneavoastră pentru că îl țineți permanent în priză, pentru că fiecare secundă trebuie să fie secunde de adevăr. Da. Acolo 2 ore și nu se poate altfel. Da. I-am mulțumit lui Marius pentru compliment. Cam așa fac. Am ochiul foarte atent pe scenă față de partener. Și, dar și el e un partener minunat, mă zic. Asta o știu de la Olga Tudorache, spunea despre Ștefan Iordache că face asta, că o obliga, era atât de atent și de concentrat, încât o obliga și pe ea să fie, vă dați seama la ce nivel discutăm Olga Tudorache cu Ștefan Iordache. Ce vremuri frumoase și ce norocoși am fost că le-am trăit și că ne-am putut bucura. Evident. Chiar i-ați dedicat spectacolul cu efectul razelor gamma. Da. Rolul pe care l-a făcut doamna Olga, nu se poate, performanța nu se poate egala. Eu îl fac altfel. Ceea ce îmi pare foarte rău este că deja era bolnavă și i-am invitat-o și a vrut să vină și nu s-a mai putut. Da. Ei, sigur. De acolo. Sigur, de acolo. Ultimul spectacol care l-a văzut cu mine a fost Vocea Umană. Da. În care eu iarăși privindu-vă, la asta mă gândeam. Da? Da, întâlnirea cu Olga Tudorache. Nu m-am E bine sau e rău că noi, oamenii din sală, uneori ne ducem cu gândul, privind un actor, și la un alt spectacol și la un alt interpret? Doamne ferește! Și că trăim cumva și prin comparația asta? Nu poți să nu o faci. E foarte greu să nu o faci. Important e. Nu există competiție între artiști. Unica competiție în care cred e competiția cu sine. Și atunci tu ca public, sigur că dacă a jucat Pacino și De Niro același rol, e normal să ai cele două imagini în față. S-ar putea să
și de obicei mari, mari actori sunt la fel de buni și variantele lor sunt la fel de, de importante, așa că cum abordează rolul, așa că liber la comparație. Că iarăși mai există o idee preconcepută cu care eu recunosc că mă lupt, că pe mine mă revoltă fantastic, sunt oamenii în jurul meu care îmi spun, a, dar nu mă duc să mai văd nu știu ce spectacol pentru că eu l-am văzut cu și cu și cu și... Nu, poate fi. Păi da. Normal că nu poate fi, dar nu vrei să vezi ba, da, ce... poate fi. Nu. Ba da, poate fi la fel de bun, dar altfel. Aia vreau să spun da. Că nu poate fi la fel. Exact asta voiam să spun. La fel de bun, dar altfel. Da. Ei, fiecare... Teatru nu e obligatoriu. Nici cultura, din păcate. Nici educația. Din păcate, așa că e o alegere, tot e o alegere. Cum e pasul acela din culise către scenă pentru Ana Pelea? Lași o lume, intri în altă lume. Cum e acel pas? De-abia aștept să-l fac. Mi-e mult mai bine pe scenă și mult mai ușor pe scenă. Și în meserie decât în realitatea pe care o trăim. Mi-e mult mai la suflet. Da. Și cred că e și un fel de curățare. Da, nu știu dacă e curățare, dar acolo e lumea mea. Acolo e lumea mea. Deci e mai greu pasul invers din scenă în culise? Nu. Deci? E plăcut pentru că lași în urmă, cum să spun, o bucățică din sufletul tău și acolo și ai satisfacția că munca ta și nu efortul, dar dăruirea ta n-a fost degeaba. Mi-a plăcut după spectacol. Îmi permiteți să intrăm un pic și în celelalte lucruri pe care le faceți în afara scenei, cu aceeași generozitate? Nu, cred că mă refer doar la faptul că ați fost numit ambasador la Make-A-Wish. Da. Și la faptul că iubiți atât de mult animăluțele și că... Din păcate, încercați atunci când se poate să faceți ceva, doar la asta voiam să mă refer. Din păcate, iubesc din ce în ce mai tare animalele vis-a-vis de ființa umană. Vorbesc foarte serios, adică am o problemă cu chestia asta. Da, încerc și o să ajut și la Make-A-Wish, am încercat și la tot... Cât am timp, din păcate timpul meu e și el drămuit și măsurat, și, însă cât am timp ajut voluntar la tot ce se poate. Adică cred că numele unui artist trebuie să fie pus în slujba lucrurilor bune care mișcă puțin omenirea asta greoaie. În față. Ascultam la un moment dat un interviu și spuneați că ăsta și e rolul popularității unui artist. Adică e mare păcat să nu oferi popularitatea și numele tău unor cauze bune. E păcat. Că poate se mai trezește și alții, poate ajută și alții, poate te urmează și alții în această încercare de a face omenirea mai respirabilă. Că eu asta voiam să știu, dacă v-au venit oamenii aproape. Da, au venit, cum nu. Și am mai salvat și câini, ceea ce este extraordinar. Am ajutat cu tot sufletul la Make-A-Wish și a fost important. Nu că am ajutat, a fost o lecție foarte mare. Am ajutat și la Little People, care se ocupă de copiii bolnavi de cancer. Am ajutat și pe Oana și pe Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu, pentru spitalul care se construiește și de care sunt foarte mândră. Și mi se pare cea mai mare realizare în anul ăsta centenar, acest centenar. Da, în sfârșit și rămâne ceva în urmă, făcut într-adevăr de oameni. De oameni și fără niciun ajutor din partea asta. Și care chiar au ales să participe. Adică ăsta e lucrul cel mai important. În continuare. Da. E o demonstrație a faptului că dacă chiar vrei, se poate. Chiar dacă, cum să spun, piedicile sunt parcă din ce în ce mai mari. De a face bine. Asta ar trebui să fie acum și ar trebui, nu-mi place cuvântul trebuie, ăsta ar fi bine, ar fi sănătos
să fie și să fie motivația pentru care oamenii vin la teatru. Care? De a fi împreună, de a face un bine sufletului nostru. Păi asta cu cultura și cu teatru implicit ține de o hrană spirituală. Nu ajunge doar frigiderul plin. Pentru că teatru începe să fie perceput și din pricina unora care au avut grijă să se întâmple lucrul ăsta doar ca divertisment și mai puțin în partea cealaltă hrana spiritului. Și nu numai asta, nu, problema nu e că e perceput ca divertisment. Problema este că, cum să spun, calitatea actului artistic în domeniul divertismentului este foarte, foarte, din ce în ce mai scăzută, în sensul că și tata făcea divertisment. Da, da, cum? Că la asta mă și gândeam. Despre asta vorbim, adică e vorba și cum îl faci. Tata n-a avut niciodată o secundă de vulgaritate sau de, cum să spun, da, mă rog. Nu cred că orice formă de teatru și are publicul. Absolut. Adică, iată, efectuează lor gama sau drame sau care sunt sold out, care pădurea spânzuraților de la Teatrul Național, care este un spectacol extraordinar, mie mi s-a părut extraordinar. Sau alt, și care e sold out într-o zi și jumătate la 800 de locuri. Care este al lui Victor Frunză, care e la Cajofol, Colevia cu nebune, care este spectacolul de un divertisment dement, cu niște performanțe artistice, nu știu dacă le-ați văzut, excepționale, excepționale. E singurul spectacol pe care eu l-am văzut de două ori, cred că de când eram studentă, n-am mai fost la un spectacol de două ori. Și aici m-am dus cu o bucurie, neapărat să vă duceți să-l vedeți, pentru că e minunat, ca și pădurea spânzurată. Da, iarăși vorbim care și de un regizor, vorbim și de un text, vorbim de o trupă de teatru, care... Nu? Vorbim de teatru. M-ați întrebat de teatru. Da, da. Atunci, păi, fiecare spectacol de teatru își are publicul care îl merită, pe care îl merită. Și noastră aveți public fidel. Sunt oameni care vin și revăd spectacolele. Da, da, e adevărat. Ceea ce e... E adevărat. Iarăși, cred că un bun motor pentru... Pentru că știu replici. Am uitat o singură dată o replică. O fracțiune de secundă a fost, nu vă închipuiți eu, atâta. Și cineva, am auzit din sală replica. A, mi s-a suflat! Da. Foarte frumos! Și mi s-a părut excepțional. Ce compliment mai frumos poate fi. Era să opresc spectacolul, să-mi mulțumesc. Excepțional, dacă stătea acolo și... Okay. Da, da, da. Deci nu mai aveți nevoie de suflări, no. Aveți din sală spectatorul. N-am putut niciodată să lucrez cu suflări. Bine, nici nu mai există acum, cred. Poate, nu știu. Câteva dintre teatrele mai instituționalizate, da, mai au, mai, da. Ok, nu, n-am jucat niciodată cu suflări. M-ar scoate din... Există, ca să terminăm așa într-o notă frumoasă de tot, există o poveste cu George Constantin. Mi se pare că în Karamazov, frații Karamazov și el avea un nume de Karamazov, Nicolae Alexeievici. Bun. Și a avut un blank și a uitat numele tot, pentru că erau cinci nume unul în pat. Și atunci s-a apropiat așa încet, încet de culisa unde era suflărul, care era un suflăr vestit, da, da, notar. Și așa încet, încet s-a întors cu patele la public și a zis, cum e? Bii. Și ăla i-a făcut. Așa că cu suflării... Doamne, ferește, am tot respectul pentru această meserie, doamne. Și e o meserie grea de tot să intri, pentru că trebuie să intri, să empatizezi cu actorul. Să simți când îi scapă lui replica. Nu e deloc ușor să urmărești. Da.
Un alt text la care vă gândiți? Sunt mai multe. Nu spun care. Nu spun că mi s-au furat. Da, da. Se fură, se fură. Eu ziceam pe principiu că purtăm noroc. No, se, nu? Se fură, se fură texte. Se fură. Da, așa am anunțat pe așa și s-a făcut. A apărut imediat la alt teatru. Dar s-a dovedit că Dumnezeu a fost foarte atent cu mine, pentru că nu trebuia să... Nu trebuia să... Asta încercăm eu să spun. Da, da, nu. Așa că tot rău spre mine. Așa că ne bucurăm de frumosie în septembrie la Veneția. N-ați vrut să ne spuneți prea mult despre spectacol, tocmai să păstrăm surpriza. Da. Vă aștept cu mare, mare drag. 18, premiera oficială, da. 25 și pe urmă cel puțin două reprezentații în februarie. Am aflat deja de la colegii dumneavoastră. S-a spus tot, da. Bine. După care sunt sigură că veți pleca să vă mai întâlniți și cu publicul din alte orașe. Clujul știu că vă așteaptă din nou. Am văzut deja semnalele pe internet. Da. Să dea Dumnezeu să aibă drum lung și frumos. Asta vă doresc din tot sufletul. Mulțumim tare mult! Mulțumim de tot! Aceasta a fost, dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi cu doamna Oana Pelea. Vă spun, ca de obicei, poftă de spectacole să aveți, pentru că veți găsi întotdeauna ceva pe gustul vostru, pe sufletul vostru, pentru mintea voastră. Îi mulțumesc încă o dată că a fost alături de noi. Și un an bun și frumos, Doamne, cu sănătate și cu căi frumos luminate. Așa să fie. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.